Eu am fost profesor de senda în județul Mureș, în Luduș, e partea de vest a județului Mureș. După aceea m-am mutat în Sighișoara, la liceu german, depunându-mi actele pentru plecare în 1984. Mi-am schimbat nu profesia, ci locul de muncă, fiind grafician la OJT-ul din Bistrița. Am făcut afișe, plus că am avut norocul că directorul care era pe atunci, domnul Misiuca, m-a lăsat să fac fresce. Și am făcut niște fresce de bună calitate în hotelurile, nu numai din... Mi s-a dus vestea după aceea, am ajuns și în Brașov, am ajuns și în Cluj, la hoteluri, făceam fresce. Am plecat 2 ani după aceea, în 86, în noaptea acelei zile mari, cum a fost Cernobilul, în 26 aprilie 1986. Am fost, de fapt, chiar în tren când s-a întâmplat această calamitate groaznică. Eu, fiind de etnie germană, sigur că am fost favorizat. Nu trebuia să mă duc la Zindorf, de exemplu, ca și să depun, adică cerere de azil, pentru că eram clasificat ca un om care se repatriază. A fost un fel de, adică sub această titulatură, de fapt, am fost clasificat și cazare n-a durat mult, o lună, și am avut toate actele făcute aici, în Nürnberg. Și eram, de fapt, nimic nu mai zicea că sunt din România, că toate actele erau nemțești și satul logic, care de fapt a fost tradus în germană Ludwigsdorf. Și așa că numai dacă nu scrie acolo România, dar am lăsat să scrie și România, m-a întrebat dacă vor să scriu România sau numai Ludwigsdorf. Și am zis, da, sigur, da, pentru că asta e. Mi s-a spus și un fel de dorință sau... Hai să zicem, dacă o maximă, dacă o umflăm puțin, o obligație, că trebuia să lucrez ceva pentru ca să nu rămân pe banii statului, și m-am afiliat la un individ care avea o firmă de eraldică și am făcut blazoane, am pictat blazoane. Grafică de eraldică, plus că și texte scrise așa ca și grafician, cu mâna, dar făcute așa la meserie. Am făcut asta un an jumate, doi. Și după aceea, după ce m-am familiarizat și am învățat legislația Germaniei și am învățat toate dedesubturile care de fapt sunt cu totul altfel ca în România, mi-am dat seama că e mai bine să-mi văd de treabă și să-mi găsesc libertatea și să continui, de fapt, visul, să pictez, numai să pictez. Am ajuns să fac contacte prin Nicolae Maniu, care era deja cu mult, adică cu câțiva ani mai repede venit, adică înaintea mea a venit în Germania și avea legături cu Salonul de Toamnă din Paris, avea legături cu parizienii. Atunci stătea el în Nürnberg, eu aici, adică câțiva kilometri unul de altul, și mi-a zis, Mihai, te rog frumos, hai, dacă poți, că merită să vii să expui tu la Salonul de Toamnă. Și a fost primul, adică în 88, a fost prima mea apariție în Salonul de Toamnă din Paris, și am intrat, am rămas uimit și eu, că concursul pentru a intra a fost destul, nu a fost ușor, adică la prima lovitură, așa că am găsit după aia, ulterior, tot prin Nicolae Maniu, o galerie,
galeria, de fapt, prima galerie n-a fost de mare succes pentru noi, dar a doua galerie care ne-a adunat, adică a fost Opera Galerie, care este una de cele mai mari galerii ale lumii. Are 13 dependențe în 13 capitalele lumii, așa că începând din Japonia până în Seattle, adică peste tot, adică peste toată emisfera nordică, a avut sese dependențe și a fost extraordinar, adică am stat 20 de ani la această galerie care, într-adevăr, m-a vândut peste tot, m-a făcut cunoscut ca tare. Am avut voie să expun în Spania, în British Museum, în Statele Unite, în câteva muzee, în Milwaukee, ca de exemplu. New York, oricum, adică galeria era New York, adică era Opera Galerie, era aproape de bursa internațională, adică era chiar pe Broadway, în față, acolo. Toți cei care au câștigat bani la bursă puteau să intre urgent și să-și cumpere câte un tablou, așa că. Am ajuns și eu să fiu la vârsta de 64 de ani și am zis că nu mai vreau să călătoresc așa de mult, că călătoresc și eu la expoziții mai mari, în Singapore sau la campionatul mondial de fotbal din Japonia. A fost invitat ca și artist care să-și dea verdictul pentru anumite chestii de către Adidas Estic. Și mi s-a cumpărat și o lucrare la Muzeul Bunkamura, care și acum acolo, lângă Modigliani, am și catalog. Și, mă rog, m-am umblat în toată lumea asta. Foarte... foarte mult, ți-am spurat enorm de mult. Au trecut 9 ani, în Germania nu eram prea cunoscut, pentru că eu tot ce făceam, duceam peste graniță. Și am fost solicitat după aceea de Muzeul Britanic, la o expoziție extrem de mare, care de fapt am fost singurul pictor în viață. Am catalogul aici, la verde, dacă... sau nu, l-am pus aici. Și ei cumpărase înainte de expoziție, englezii au cumpărat, adică fostul director de la Tate Gallery a ajunsese director la British Museum. Și așa am ajuns să fiu invitat, ca tare. Ei cumpărase înainte o lucrare și s-a îndrăgostit foarte tare de lucrarea aia. Directorul și m-a ținut minte ca atare, am fost invitat ca și pictor ulterior, singurul pictor care, de fapt, sunt mândru de asta, care era în viață, că toți ceilalți, fost Rubens, Rembrandt și cam coloșii ăștia care, de fapt, trăiesc și acum, dar numai prin operele lor. Eu... n-am avut fantezia asta extraordinară ca să-mi dau seama că, de fapt, România va scăpa de subjugul comunist. Și dacă s-ar fi întâmplat chestia asta cu câțiva ani înainte, 2-3 ani, nu mai mult, cred că aș fi fost tot la fel ca și acum, cum sunt acum. Pentru că aveam puterea și voința de a ieși spre Paris, pentru că și alți români au făcut același lucru. Și cred că m-aș fi lipit totuși de o așa numită galerie, cum a fost asta cu care am conlucrat așa de mult. Și sigur, drumul ar fi fost puțin mai lung spre casă, dar altceva nu cred să fi fost, adică poate mă mutam la Oradea sau știu eu, ca să fiu mai aproape de granița Ungariei, ca să trec prin Austria și Germania, dar cred că așa, mă rog,
Eu cred că, de fapt, un talent a unui om care coace în el, domnule, și explodează. Cred că se întâmplă oriunde. Numai consumul acestui artist este, de fapt, cred că altfel. Pentru că, sigur că o țară, și nici Germania nu mi-ajunge pentru ca să supraviețuiesc ca lumea. Eu am avut galerii cu care am lucrat în Amsterdam, în Paris, New York, adică în 3-4 locuri. Și așa am reușit, de fapt, să-mi organizez viața în așa fel încât să nu-mi trebuiască un ceas, ca să zic, domnule, acum e ora 5, trebuie să fac asta. Adică am fost liber să fac, dar am muncit destul de mult, sau foarte mult chiar. Pentru că mi-a plăcut. Și dacă ai o chemare, de fapt, timpul nu te obosește. Depinde ce cer de la viață. Înțelegeți cum spun? Eu dacă am liniște și acest bun este cel mai de preț, ca să îmi găsesc mijlocul din mine și să pot să mă exprim într-un fel de monolog, eu pânză eu, așa, ajung să fiu foarte mulțumit și nu mă interesează partea externă, ce dorește unul, al doilea sau al treilea. Pentru că, vedeți, eu am ajuns la o concluzie. Eu dacă îl citesc pe Eminescu, îl înțeleg într-un fel. Dumneavoastră, dacă îl citiți, îl înțelegeți în alt fel. Și intensitatea cu care înțeleg un lucru este numai al meu. Și trebuie să încerc ca să-mi construiesc în jurul meu un univers pe care, hai să zicem așa, unde mă simt bine. Și aici, ca de exemplu, chit că nu este prea mai 100 de metri pătrați și sunt prins ca un om la Jilava. Nu ies numai în pădure și înapoi cu câinele și sâmbătă după masă mă uit la meciurile de fotbal. Asta e totul. Și din când în când îmi cumpăr vopsele, ies cu mașina și îmi cumpăr vopsele sau fac cumpărături, dar care e foarte aproape. În rest nu am o ieșire să gust așa societatea germană sau așa. Sunt foarte într-un fel de carapace. Trăind în România, sigur că unui român, dacă îi arăți ceva, este foarte deschis, foarte rapid, intră în încearcă să intre în cum să spun eu, în rotițele tale pe care le, sau emanația ta intelectuală, intră repede într-un discurs, după aceea are radiera și imediat o șterge și pleacă și cu asta s-a terminat totul. În Germania însă este altfel. În Germania mitul omului viu nu are o importanță foarte mare, pentru că pentru neamțul are pe Dürer în față, pe Rembrandt, pe Rubens, pe alți pictori care au fost mari și nu mai sunt, dar opera lor există ca atare. Se ține de asta. Tu ca un om viu, așa, care umbli în dreapta, în stânga și ai încă putere să umbli și ești viu, nu ești interesant. Așa, în Franța, că de exemplu, în Franța durește fiecare zi un nou rege. Acolo, dacă tu ești un artist bine cunoscut, dar vine altul care este interesant, numai printr-o lucrare, te lasă pe tine și le apă la, și ridică și îl freacă și îl umflă și îl fac, vorba aia, face devine uriaș. Asta e diferența între Franța, Germania și România.